Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Astăzi vom discuta despre ce ne dezvăluie cea mai mare companie a lumii despre viitorul pieței cripto. Asta în mod indirect și vom vedea exact în minutele următoare ce se întâmplă, da? Ce se întâmplă la momentul acesta. Deci, în primul rând, da? În primul rând discutăm despre BlackRock, da? BlackRock este cea mai importantă companie a lumii, da? Din sectorul bancar. Aceștia dețin active în gestiune de peste 10 trilioane de dolari, peste 10,6 trilioane de dolari pentru, acesta era raportul pentru cel de-al doilea trimestru din 2024, iar aceștia la momentul actual se așteaptă, da, se așteaptă ca pe termen mediu rata dobânzii de referință să nu revină la nivelul dinaintea pandemie pe care am avut-o în 2000, cât era, 2018, 19, 20, cam așa, nu? Când aveam atunci, ce rată dobânzii aveam la acel moment? 0%, mi se pare. Da, deci am avut o perioadă destul de lungă de timp, dacă ne uităm aici, deja de prin 2009 aveam un 0,25 în cazul ratei dobânzii de referință pentru Statele Unite ale Americii. Acest lucru s-a întâmplat până prin cam 2015, iar apoi am început ușor, ușor să urcăm această rată dobânzii de referință până pe la acest nivel de 2,5%, ca mai apoi să fie scăzută la 0,25 în această perioadă de 2020-2021, iar la momentul actual avem această creștere fulminantă, fulminantă, da? În doar 2 ani am avut creșterea ratei dobânzii de referință de la 0,25 până la 5,5, iar la momentul actual se așteaptă prima tăiere, da? Prima scădere, această rată a dobânzii de referință din Statele Unite ale Americii. Acesta este un eveniment foarte, foarte important care va avea loc mâine și vom vedea mâine exact cu cât va fi scăzută această rată a dobânzii de referință. În general, investitorii și analiștii se așteaptă la o scădere cu undeva la 25-50 de puncte de bază, da? În perioada recentă, în ultimele 24 de ore, am văzut și mulți senatori din Partidul Democrat, printre care senatorul Sheldon Whitehouse, John Hickenlooper și Elizabeth Warren, aceștia, da, senatorii din Partidul Democrat din Statele Unite ale Americii, au trimis o scrisoare către Fed, da, și practic aceștia doresc ca Fed-ul să ia decizia de a scădea rata dobânzii de referință din Statele Unite ale Americii cu 75 de puncte de bază, după cum putem observa în această scrisoare, da? Deci aici putem observa faptul că acești senatori, aici vedem și semnăturile lor, da? Semnătura lui John Hickenlooper, Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse. Aici vedem această scrisoare în care acești trei senatori, da, se adresează Fed-ului și aceștia doresc o scădere a ratei dobânzii de referință cu 75 de puncte de bază la întâlnirea de pe 18 la FOMC. Așadar, aceștia doresc acest lucru pentru că la momentul actual deja avem un nivel de inflație satisfăcător, dar ne apropiem foarte rapid de targetul pe care cei din Statele Unite ale Americii îl au dat de 2% inflație. La momentul actual avem 2,5% inflație în Statele Unite ale Americii. Da, și avem de asemenea și se discută despre rata șomajului, rata șomajului care se pare că, da, începe să scadă, da? Ceea ce înseamnă că mai multe persoane încep să fie angajate. Acum haideți să vedem direct și care e părerea celor de la BlackRock, da? BlackRock, cea mai importantă companie a lumii și să vedem ce au și ei de spus și ce concluzie putem trage, da? După asta, da? Cu ce se va întâmpla practic pentru la nivel de piață cripto, da? În perioada următoare pe termen mediu. The Federal Reserve is set Ok, hai să începem. to cut interest rates for the first time since the pandemic. Yet it and Da.
Deci pentru prima dată, Fed-ul se pregătește să scadă rata dobânzii de referință. Other central banks are not heading for an easy policy stance. Așadar, aceștia deja încep, da, cu primul punct în care ne spun ceva ce cu toții ne dorim, da? Să nu avem o recesiune. Aceștia ne spun, da, why we don't see a recession ahead, da? Hai să vedem ce An ne spun uptick in aceștia. the unemployment rate has helped stoke recession fears. Da, deci ne spun faptul că a scăzut rata șomajului, da, din Statele Unite ale Americii, ne dă de gândit, da, faptul că o recesiune nu ar avea loc și că frica de o recesiune este o frică excesivă, da. We see these fears as overdone. Employment is still growing robustly. The unemployment rate is not rising due to layoffs, but because elevated immigration has expanded the workforce. Da, deci ne spun aceștia, rata șomajului pe care am văzut-o crescând, da, din martie până în iulie, ne spun aceștia, nu a survenit pe fondul unei concedieri masive a persoanelor, ci pe fondul imigrației, da, au venit foarte multe persoane din afara Statelor Unite ale Americii în Statele Unite ale Americii pentru a lucra și deci avem mai multe persoane care trebuie să se angajeze, da, și deci avem mai multe persoane, mai multă nevoie de locuri de muncă și din cauza motivului că și aceștia au fost luați în considerare, da, în aceste statistici, este normal ca rata șomajului să crească, da? Dar chiar și dacă acest lucru s-a întâmplat, se pare că deja de o lună începe să scadă rata șomajului, ceea ce este foarte, foarte, foarte bine. Să revenim la acest video. Markets are pricing Fed rate cuts as deep as those in past recessions. We think this is similarly overdone. Once immigration normalizes, the economy will not be able to add jobs as quickly as in the past without stoking inflation. This will keep the Fed from cutting as deep as in past cycles, we think. Bun, deci la momentul actual, aceștia practic spun că nu vom reveni, dar cum spunea și acest articol, este foarte probabil să nu revenim la o rată a dobânzii de referință ca în cazul anilor prepandemici, da, dinaintea pandemiei. Așadar, este posibil ca în pe termen mediu să nu revenim, da, la un 0,25, la un 0,5 la nivel de rată a dobânzii de referință, ci mai degrabă probabil să ne menținem undeva să ajungem pe la undeva la un 2,5%, un 2,25%, dar totuși asta arată, da, oricum o stimulare a economiei, da, va permite o stimulare a economiei. Haideți să trecem mai departe să vedem ce ne mai spune. As deep as those in past recessions. We think this is similarly overdone. Once immigration normalizes, the economy will not be able to add jobs as quickly as in the past without... Ah, ok, am trecut deja de partea aceasta, să trecem la punctul 3. ECB, da, deci aici se vorbește despre Banca Centrală Europeană. The European Central Bank cut rates again last week. We see euro area inflation falling... Rata dobânzii de referință pentru ECB, pentru Banca Centrală Europeană, a fost scăzută, da, rata dobânzii. To 2% and staying near there. Aceștia văd rata inflației în cazul Uniunii Europene la un nivel de 2% și aceștia o văd rămânând acolo, ceea ce este ok pentru statele membre ale Uniunii Europene, cel puțin cele care au, desigur, ca monedă fiat euro, printre care, desigur, România nu se numără. Giving the ECB more room than the Fed to cut rates. Așadar, aceștia se așteaptă ca ECB-ul, da, deci practic Banca Centrală Europeană, să poată scădea rata dobânzii de referință mai mult decât cei din Statele Unite ale Americii, da, decât Fed-ul
și asta să o facă într-un mod sigur în care să nu permită inflația aici să revină, dar să crească. Yet, supply constraints make it unlikely inflation will go back to being well below 2% like it was before the pandemic. Okay. We see the ECB holding rates well above pre-pandemic levels. It's well above pre-pandemic levels. Bun, deși aceștia și în cazul Uniunii Europene și aceștia se așteaptă, la fel ca în cazul Statelor Unite ale Americii, ca rata dobânzii de referință să nu revină la un nivel prepandemic, da, deci la un nivel de, nu știu cât a fost în la nivel de ECB, la nivel de Uniunea Europeană, rata dobânzii de referință la nivel prepandemic, dar probabil ceva similar ca în cazul Statelor Unite ale Americii sau un pic mai crescută. Deci nu vom mai avea o creștere economică fulminantă precum am avut prin anii 2017, da, 18. Bun, haideți să vedem. Short-term US Treasury yields have slid on expectations for deep Fed rate cuts, so we went underweight. We're neutral euro area government bonds and UK gilts as market pricing of rate cuts is more aligned with our view or can go further. Ok, deci în general aceștia se așteaptă să nu revenim la o rată a dobânzii de referință de acest tip de 0,25-0,5. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă oricum un scenariu de revenire economică, un scenariu despre care am mai discutat și ieri cred că am discutat. Deci într-un scenariu de revenire economică, PIB-ul țărilor în general crește, da? Deci economia crește. Șomajul scade, cum putem vedea și la momentul actual în cazul Statelor Unite ale Americii, dar vedem o ușoară scădere a șomajului și optimismul în general o să revină în piețe, în cazul acesta și în piața cripto, pentru că asta ne dorim cu toți. Într-un scenariu de revenire economică vom avea desigur creșterea investițiilor, da? Pentru că vom avea împrumuturi cu dobânzi reduse, nu vom mai avea cu un 5,5%, dar nu vom mai fi această rată a dobânzii de referință 5,5%, probabil că vom avea această rată a dobânzii de referință la un 2,5%, ceea ce va face, da, împrumuturile mai accesibile pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice, da, adică companiile care sunt interesate în împrumuturi, da, aș lua niște împrumuturi de la bănci pentru a investi în diferite proiecte. Da? Acest lucru, desigur, că va contribui la dezvoltarea ecosistemului cripto. Vor fi foarte multe companii care vor lua împrumuturi și care vor pompa bani în piața cripto, da? Pentru a crea noi proiecte de la care să atragă noi cripto investitori, ceea ce va duce practic la o creștere a market cap-ului, a capitalizării de piață, da, a pieței cripto. Ce înseamnă asta? Vor fi mai mulți bani în piața cripto, automat vom vedea prețuri mult, mult, mult mai mari în cazul multor criptomonede. Desigur, acum, înainte de a investi în orice criptomonedă, trebuie să ne informăm. La momentul actual totul merge bine pentru că toată lumea se așteaptă, da, să avem mâine scăderea ratei dobânzii de referință la nivel de Statele Unite ale Americii, da, și foarte probabil vom vedea o scădere cu undeva la 50 de BPS, da, de puncte de bază, ceea ce este foarte, foarte bine pentru că ne permite, da, ne permite această revenire economică. Și avem și o asigurare, să spunem așa, de la BlackRock că scenariul de recesiune poate fi lejer evitat, da? Pentru că o recesiune, desigur, nu prea ar fi chiar ok pentru piața cripto. Foarte mulți investitori s-ar refugia, probabil și-ar băga banii probabil în obligațiuni emise de stat sau în, nu știu, poate aur. Am văzut aurul crescând în ultima perioadă destul de mult. Pe lângă asta, avem în felul următor, avem pe cei de la Ton, da, proiectul cripto creat de către cei de la Telegram, care a suferit niște scăderi destul de importante în ultima perioadă, deoarece al lor CEO fusese arestat. Ulterior, acesta a zis că va lua niște măsuri pentru a, să spunem așa, reglementa, modera mai mult conținutul care este publicat pe Telegram.
Deci, la momentul acesta, cei de la Ton se pare că vor avea o colaborare cu unul dintre, de fapt, cel mai important DEX, da, exchange descentralizat pe care îl avem în piața cripto la momentul actual, Curve, da, Curve Finance. Aceștia vor crea, practic, un proiect, da, un proiect de tip stable swap. Practic, va fi, să spunem așa, un fel de exchange, dar pentru stablecoin, da, pentru cripto. Monede stabile, USDT, USDC, DAI, EURC și tot ce mai există de acest tip, ceea ce este destul de pozitiv pentru ton, da, pentru ton. Bun, și pe lângă asta mai avem și încă o țară destul de interesantă, Butanul sau Regatul Butan, da, care aceștia la momentul actual se pare că dețin Bitcoin, da? Au Bitcoin în valoare de la 700 80 de milioane de dolari, cu toate că această țară are mai puțin de 1 milion de locuitori și un GDP, da, un produs intern brut, practic, de doar 3 miliarde de dolari. Deci aceștia investesc foarte mult în mineritul de Bitcoin. Bun, cam asta avem la momentul actual, deci toată lumea se pregătește pentru mâine. Mâine este ziua cea mare, mâine este 18 septembrie, mâine vom vedea cu cât, da, Fed-ul, Banca Centrală Statelor Unite ale Americii, va scădea rata dobânzii de referință. Să sperăm cu toții că va fi un 0,50 puncte procentuale, ceea ce va, desigur, va da startul unei reveniri economice, da, la nivel de Statele Unite ale Americii, da, care se va răsfrânge mai apoi și pe celelalte țări ale globului. Bun, cam asta este la momentul actual. O seară bună!